Aeroportul Internațional Iași a anunțat că, începând de luni, 14 septembrie, se încheie orarul zborurilor de vară. Noul grafic nu va suferi modificări majore. Singurele curse care vor fi scoase din grilă fiind cele către Rodos, Tarom și Zakintos Blue Air. Ieri, 10 septembrie, Tarom a efectuat ultimul zbor către Rodos, iar duminică, 13 septembrie, aceeași companie va efectua ultimul zbor din acest an către Antalya. Pe 22 septembrie, Egan Airlines va efectua ultimele curse către Heraklion, iar pe pe 24 septembrie, compania Air Bucarest va efectua ultimul zbor către Antalya. Rămân neschimbate rutele interne către București și cele externe către Viena, Treviso, Tel Aviv, Torino, Bergamo, Londra și Roma. Începând cu 25 octombrie, pe aeroportul internațional Iași vor fi introduse două noi curse către München, cu plecări în zilele de duminică ora 14.40 și joi ora 9.10.